Azi e o zi specială, azi e o zi specială și pentru mine și pentru colegii mei de la Craiova Maxima. Vă aduceți aminte, bănuiesc, de cea mai frumoasă zi din viața dumneavoastră. De la Golul cu Kaiserslautern. Am fost invitat la niște prieteni, deci a fost excepțional. Ne bucurăm, niște prieteni de noștri ai fotbaliștilor de la Craiova Maxima. Ne bucurăm foarte mult să vă auzim și în această zi specială. Mai devreme, Aurel Țicleanu ne spunea că și el și alți colegi de la Universitatea Craiova au fost foarte surprinși să vă vadă pe dumneavoastră în acea poziție, la acea fază fixă, și au fost și mai surprinși de felul cum ați ales să finalizați acea fază. Nu. La faza respectivă, în minutul 84-82, dar nu știu, 83, când a fost Sorin Cârciu. Mi-a zis, du-te și tu la în atac, poate dai gol, că rămâne în locul tău. Și s-a nimerit tocmai atunci, a venit mingea la mine și am avut un croc. Dar ce prezență de spirit ați avut, v-ați mutat mingea. Super. Ce prezență de spirit ați avut, v-ați mutat mingea de pe picior pe celălalt, v-ați păstrat calmul în acele momente incredibile. Păi dar nu, dacă dădeam cu dreptul, dădeam în el. Dar asta e inspirația mea și atunci gândirea mea a fost pe moment. Așa am gândit eu atunci, repede. Marius, te rog. Bună seara, domnule Negrilă. Da. Marius Mitran sunt. Să trăiți, domnul Mitran. Vreau să vă întreb dacă ați fi fost în partida cu Benfica Lisabona, pentru că acolo s-a dereglat multe. Acum, după 40 de ani, după liniștea atâtor zile și nopți, aveți sentimentul că soarta calificării ar fi fost alta? Păi, nu știu ce să spun. Și asta că a jucat Ghiță Georgiou fundaș dreapta. Nu știu ce cred, dar eu, după părerea mea, dacă jucam, într-adevăr, că ajutam cu mult echipa, mai mult decât el, fiindcă postul de fundaș dreapta trebuie mult efort să faci efort, să vii în apărare, să faci ambele faze, și faza de atac, faza de apărare. Deci, eu, după părerea mea, dacă treceam, digam, jucam cu Anderle, parcă, dar nu știu cu cine jucam finala. Da. Echipa era plită bine, eram mobilizații, 100%, după părerea mea, eu zic că câștigam acea... Mai ales final. Că returul era la Craiova. Returul se juca, tur și finala. Așa, ce? Domnule Negrilă, spuneți-ne despre acea zi, după ce ați învins-o pe Kaiserslautern, v-ați calificat în semifinale, prima echipă românească ajunsă acolo. Cum ați trăit acea seară, acea zi? A fost foarte frumos. Au venit oamenii pe la fiecare, la blocuri, am coborât jos. Cu ei a fost super. Toată Craiova nu se mai vedea de mașini. Ce de asta imagine. Erau oamenii pe străzi, cu fanioane, cu steaguri, cu tot ce aveau la ei. Deci a fost super. Super. Acum ne-am întâlnit și noi am mai discutat, am mai povestit. Că nu prea ne întâlnim așa de spate la meciuri, ne mai întâlnim, dar am fost 8 jucători. Da, din păcate sunt și câțiva dintre colegii extraordinari de atunci care s-au dus. Costică Ștefănescu, da. De exemplu, Zoli Crișan. Dumnezeu să ierte, asta a fost. Fiecare... Avem probleme fiecare. Și eu, și Aurică, și ăstea avem probleme. Asta este. Marius, te rog. Deci a fost super. Sper că și acești copii de la noi, de la CSU Craiova, să vadă și caseta sau sticul, să vadă și cine a fost Universitatea Craiova. Absolut. Să ajungă și cum am ajuns noi în semifinale. Trebuie să o vadă. Sper din tot sufletul să câștigăm campionatul. Nu mai e timp. Trebuie să câștigăm neapărat campionatul. Avem șansa anul ăsta cu mobilizare și ăsta eu sper că avem șanse la campionat. Vreau să vă întreb, ați fost în acea seară și în față la Hotelul Jiu? Pentru că mai devreme... Nu, eu am fost, stăteam cu Ungureanu, am fost cu Tilihoi. Pentru cu Răcosatul, Tilihoi. Păunescu a scos cenaclu în balcoanele hotelului. Da, a fost. Știți, domnul Adrian Păunescu acolo. Da. A scos și au cântat pentru noi am fost la noi, în cartier, la noi, cu prietenii și cose. Am petrecut până dimineață. Foarte bine. Asta e. În momentul în care spuneți că Universitatea Craiova ar deveni campioană, ați considera... că se leagă, că este, mai să nu spun juridic, continuatoarea, dar că este urmașa dumneavoastră moralmente. Normal că este
că s-a și văzut că... Păi sigur că este. Mititelu, nu vreau să vorbesc de dânsul, dar asta este universitatea în care am jucat toți. Eu am jucat de la copii și juniori, tineretul, echipa mare, juniori. Deci am carnetul care pot să dovedesc, carnetul de jucător. Asta este Craiova, Universitatea Craiova. După cum îi și zice numele. Aș vrea să văd acest carnet. Vrea să vedem acest carnet al dumneavoastră. Da, și o să-l caut pe la țară, că e pe la țară. Da, Și încă ceva vreau să vă întreb. Dacă în alegerea lui Giolgău pe postul dumneavoastră la meciul cu Benfica, de după calificarea cu Kaiserslautern, ați fost, pentru că e încă o enigmă, de pildă, am vorbit cu mulți dintre dumneavoastră, cine... Nu am fost întrebat, domnul Mitran, nu am fost întrebat și nu cine știu a dacă decis? Puteam să... A decis, antrenorii au decis. Dar la, să-l bage pe el acolo. La o sugestie a cuiva, pentru că, de pildă, prietenul dumneavoastră cel mai bun, Ilie Balaci, mi-a spus că pentru prima oară n-a fost ascultat când a spus să nu joace Giolgău acolo. Ilie Balaci spunându-mi că avea o altă variantă în cap, Nae Ungureanu, fundaș dreapta, că mai jucase. El a jucat, da, Nae Ungureanu. Așa? Și Mircea Irimescu. Nu știu dacă Ilie a discutat cu antrenorii, înseamnă că așa este. Eu nu știu deci să fost discutat, să mă fi întrebat cineva de așa ceva, nu. Domnule Negrilă, aș vrea să vă mai spun și să vă întreb, dar e mai mult așa ca o declarație. Dacă sunteți conștient că atunci Universitatea Craiova, echipa în care jucați dumneavoastră, nu era doar echipa oltenilor. Era echipa României. Eu nu sunt oltean, dar eram îndrăgostit de echipa dumneavoastră. Eram copil și știam pe din afară primul 11 și sigur și rezervele care intrau. Deci asta vreau să vă întreb, dacă sunteți conștient că erați echipa României de fapt atunci. Vă iubeau oamenii normal, în toată țara. Eram 11 eram la echipa națională. 11, dacă întrebai pe oricine vroiai din pe la țară, pe undeva, ei știau echipa la Universitatea Craiova. Deci de la portar, de la Tiviu Lung până la Crișan sau care era acolo, sau Cârțu. Asta vreau să vă întreb, dacă erați conștient că erați iubiți în toată țara, nu doar în Oltenia. Așa este, aveți dreptate. Pe unde ne duceam, eram primiți bine, ne încurajau. Aveam echipă foarte bună perioada aia. Aveam echipă bună.